Bună seara, vă spunem și bine ați venit. Într-un număr mare la acest webinar, ne bucurăm că dați din energia și timpul dumneavoastră pentru învățare, chiar dacă știm că este final de semestru și este o perioadă în continuare aglomerată pentru dumneavoastră. Eu sunt Adela Beca, de la Asociația TechSoup, coordonatorul comunității în dreptar digital, alături de colega mea, Ana Stamatescu, la butoanele tehnice. Vom găzdui webinarul din seara aceasta. Un webinar, îi spunem noi, coorganizat cu domnul Marian Cărlig, de la Școala Gimnazială Dimitrie Ion Vica Radovanu Călăraș. Ce să vă spunem, dacă nu știți deja, domnul Cărlig este învățător, director, pasionat de tehnologie și învățare, dar și ambasador în dreptar digital. Prezent în comunitatea în dreptar digital încă din anul 2017 și căruia îi mulțumim că s-a gândit să contribuie încă o dată cu resursele pe care le-a aprofundat și descoperit aici, înapoi în comunitate. Așadar, dacă nu ați participat la cursul nostru intensiv de educație digitală, dar și dacă ați participat și nu ați apucat să aprofundați platforma despre care discutăm astăzi, vă spunem că sunteți în locul potrivit. Reamintesc că formatul acestei întâlniri este de webinar, asta înseamnă că dumneavoastră ne vedeți și ne auziți. Noi nu vă vedem și nu vă auzim, însă vă invităm să contribuiți cu întrebări în secțiunea Q&A din partea de jos a ecranului, unde eu și Ana ne vom strădui să răspundem și apoi să adresăm și dintre întrebări invitatului nostru. Foarte, foarte pe scurt, despre ce va fi întâlnirea de astăzi. Cum îi spune și numele webinarului, vom vorbi despre platforma interactivă Miercol în contexte de învățare. Așadar, vom vorbi despre funcționalități, resurse, exemple de lecții și multe altele. Din experiența domnului Cărlig, așa cum a fost dusă această platformă la clasă. Și ca să pornim așa într-o formulă interactivă, voi lansa un poll acum pentru a vă întreba și pentru a înțelege și din partea dumneavoastră cum și dacă ați mai interacționat cu platforma Miercol. Așadar, ar trebui să vedeți în scurt timp și o să rog și pe Ana să îmi confirme dacă apar pe ecranul dumneavoastră două întrebări. Răspunsurile sunt simple. Răspundeți cu da sau nu, dacă ați auzit de platforma Miercol sau dacă ați utilizat Miercol la clasă. Foarte rapizi sunteți. Mai așteptăm foarte, foarte puțin să răspundă toată lumea. Și apoi o să împărtășesc cu dumneavoastră și rezultatele votului. Din ce văd aici, acest webinar este foarte binevenit. O să închid acum poll-ul, ca să vedeți și dumneavoastră. Observ că o mare parte dintre dumneavoastră ați auzit despre Miercol, nu ați avut neapărat ocazia de a o testa la clasă, așadar sper să vă fie foarte utile informațiile din această seară. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să nu mai consum eu din timpul de webinar și să predau ștafeta domnului Cărlig și noi, și eu și Ana, rămânem aici aproape pentru întrebările care apar. Așadar, o să dau stop share ecranului meu
pentru a permite partajarea ecranului dumneavoastră. Bună seara! Mulțumesc pentru prezentarea, Adela. Cu drag! Convențiune, nu mai sunt director. Director e o funcție, vine, trece. Important e ceea ce facem la clasă. Adică eu sunt învățător și de asta sunt mândru. O să intru direct în subiect, pentru că timpul este, trebuie să ne încadrăm în el. De ce NeadPod? Eu am descoperit NeadPod în momentul în care am urmat cursul de la Îndreptare Digital, intensiv în educație, și o folosesc de aproximativ 2 luni platforma, dar mi s-a părut una dintre cele mai bune platforme pe care le-am folosit în ultima perioadă și pentru simplitatea pe care o oferă, pentru a transmite pachetele de lecții, dar și pentru simplitatea în realizarea resurselor pentru activități. Și poate fi folosită la absolut orice disciplină din planul cadru de învățământ. Cine a folosit AEL-ul, dacă ați folosit cândva AEL-ul pe vremuri, cabinetele acelea, el pe undeva se aseamănă puțin, în sensul că se poate lucra sincron, dar se poate lucra și asincron pe această platformă și, evident, combinat cu folosirea Google Meet sau Zoom pentru a ține în permanență legătura cu elevii. Spun că se poate lucra sincron pentru că în momentul în care, o să vedeți imediat, în momentul în care transmiți pachetele, momentele din lecția respectivă, poți să o faci atunci în timp real și tu, ca și cadru didactic, ești cel care controlezi pur și simplu ceea ce apare pe ecranele de la dispozitivele copiilor, fie pe telefon, fie pe calculatoare, fie pe tabletă. Pentru că platforma poate fi folosită și ca aplicație descărcată pe telefon sau tabletă din App Store sau din magazinul Google, dar poate fi folosită și direct într-un browser, fie pe baza, o să vedeți imediat, fie pe baza unui link trimis, unui link de invitație la activitatea respectivă, fie pe baza codului lecției respective. Deci să trecem la ceea ce avem de prezentat. Aceasta este interfața de pe calculator a platformei NearPod. V-am spus, în browser, dacă intrați pe telefon sau tabletă, este cam la fel, decât că aranjarea elementelor în pagină este cu totul altfel. Vedeți că aveți și mai multe opțiuni. Este un tab pentru elevi, studenți, unde efectiv pot intra pe baza codului pe care dumneavoastră îl puteți transmite, un tab pentru profesori, da? Unde te poți loga free, e un lucru foarte important de spus, platforma este free și beneficiază de toate instrumentele pe care le are la dispoziție, dar pe free în limita a 100 de mega de informații încărcate. Asta n-ar fi o problemă pentru că în momentul în care simți că s-a umplut ceea ce ai acolo, poți foarte bine să ștergi și să îți adaugi alte elemente. Și mai avem butoanele de aici, o să încep cu acesta. Joinul, să te alături unei lecții, să faci un login, să-ți creezi un cont, se poate crea, deci poți să intri foarte ușor pe platformă folosind contul de Google. Da? Aici pentru profesori sunt resurse pe care le puteți folosi la clasă, o să vedeți imediat. Restul cred că nu are sens să intrăm în ele. Eu am să merg pe login. Am să mă loghez cu, vedeți, aveți aici pentru elevi și încă o dată pentru, vă puteți loga și cu Office 365. Eu m-am logat cu Google, da, pe contul meu de Google. Aceasta este interfața platformei. Este o interfață destul de simplă. Aveți aici, o să începem din partea dreaptă, elementele legate de cont. Da? Dacă vreți să faci un upgrade la cont și dacă vă interesează următorul
plan tarifar în față de ăsta free este cel gold, gold pe care l-am eu în acest moment. Este în jur de vreo 400 și ceva, 500 de lei, ceva de genul acesta, dar v-am spus, eu l-am folosit foarte mult timp pe varianta free fără absolut nicio problemă. Setările lecției, da? Notificările, preferințe pentru notificări, dacă dorim să le bifăm sau să le debifăm, depinde ce vrem să, ce notificări dorim să, primim. Bun, alăturarea la o lecție pe bază de cod, aici e My Library. Aici, efectiv, sunt materialele pe care eu le-am realizat sau pe care fiecare cadru didactic în parte le realizează. Pot să pun aici și materiale din librăria, din biblioteca, nu librăria, din biblioteca NEAR POT și sunt o grămadă de materiale, o să le vedeți imediat. Aici sunt rapoartele pe care le poți genera pentru fiecare sesiune de fiecare lecție. O să vă arăt și acest lucru. Aici este librăria, asta, biblioteca, da? Aveți 1, 2, 3, 4 filtre pe care le puteți aplica pentru a ajunge mai ușor la informațiile respective. Să spunem că dorim pentru clasa a treia, vrem materiale video, ele se filtrează automat. Pot, foarte important, pot să-mi iau materialele de aici, da? Să zicem că le iau pe ăsta, vedeți, am pentru învățare, previzualizare, editare sau să mi-l ducă în, librăria, în biblioteca mea și acolo să mi-l editez. Bun, și ce mai avem aici? Teacher Resource, resurse pentru cadrele didactice. Aici, cei de la NEAR POT au și, vedeți că mai au cursuri, mai au webinarul, mai au cursuri aici, vă puteți programa la unul dintre cursurile lor, dar pe instructor există și că, mă rog, poate unele dintre dumneavoastră vă gândiți, sau unii dintre dumneavoastră vă gândiți și la diplome, pe această adresă, nearpod.instructor.com, puteți să vă logați cu un cont de Google și efectiv de aici, dacă parcurgeți niște cursuri foarte, foarte, foarte simple, da? Puteți să intrați, NearPod for Distance Learning, aveți cursurile aici care sunt foarte scurte, repet, aveți două scurte evaluări și aici aveți un formular pe care ar trebui să-l completați, dacă dați click aici. Este un, uitați, da? Trebuie să încarci și, niște link-uri, parcă să zic eu, pe aici. După care, la o perioadă foarte scurtă de timp, vi se poate genera, vi se generează și o diplomă și vă pot genera și insigne din acelea pe care, în format digital, pe care puteți să vi le atașați la semnătura de la adresa de mail. Bun. Eu am să intru pe o lecție. Bun. Ideea este în felul următor. Cum transmitem către elevi un material? Sunt două variante. Una dintre variante este să transmitem live. Adică cadrul didactic controlează absolut tot și transmite moment cu moment. Și în momentul în care are evaluări, o să vedeți, cadrul didactic vede pe ecranul lui în timp real ceea ce lucrează fiecare elev, dar există și opțiunea de a transmite, vedeți aici, asta nu vă sfătuiesc să o folosiți încă pentru că e în stadiu de beta. Deci live participation și să transmiți studentul, elevului să lucreze în rit propriu. Asta însemnând că, am să fac un exemplu, aici e o sesiune mai veche, am să lansez o nouă sesiune, se generează un cod, îl vedeți, da? Pot să duc să-mi copiez acest cod și să îl trimit elevilor sau pot să dau link, copy, se copiază și pun fie în Classroom, da, pe o platformă din asta de management al învățării,
Fie pot să îl pun pe un grup de WhatsApp, pot să îl pun pe un grup de Facebook, depinde ce modalități de comunicare folosiți dumneavoastră cu elevii. Sau pot să pun pe acest link, într-un, cum fac eu de fapt, într-un grup de adrese pe mail și le trimit pe mail. E, când trimiți acest tip de link, copiii pot lucra pe lecția respectivă în orice moment doresc ei. Deci nu sunt legați de faptul că profesorul, învățătorul trebuie să fie conectat în acel moment la lecție. Deci asta este o variantă. Da? Pot să-l duc direct, vedeți, în rețele sociale, pot să-l duc direct în classroom dacă doresc. Și cealaltă variantă, live participation, adică participare live. Asta presupune că profesorul trebuie să fie conectat la lecția respectivă în acel moment ca elevul să poată să intre în acea lecție. Și o să încercăm această variantă pe live participation. Eu am să copiez linkul. Copy, am și codul aici, copy, l-am copiat. O să îl trimit pe un mail, creat un cont de mail creat pentru special pentru treaba asta. Și o să spun link. Iar pod. O să clipez linkul aici, da? Și dau trimit. Bun, el s-a trimis în acest moment. Ar trebui să fie aici, încă n-a ajuns, că trebuie să treacă prin rețeaua de internet, o să ajungă el. Până ajunge linkul aici, am să mă conectez, uitați că a ajuns și linkul, am să mă conectez și cu telefonul. Da? O să fac o oglindire a ecranului telefonului. Mai puțin să-mi găsească dispozitivul. Da, se pare că am o problemă cu telefonul acum. Mai puțin. Ah, stați că eram pe altă rețea cu telefonul. Mii de scuze. Bun. Ok. Gata. Adică vreau să vă prezint și din perspectiva elevului care lucrează pe un telefon și din perspectiva elevului care lucrează de pe un calculator. 1354, 1354. Ok. Imediat o să se vadă și telefonul pe ecran. Bun. Pe telefon avem undeva aici, e platforma, este descărcată din App Store. Intru, ceva de genul acesta este, da? Și îmi așteaptă să-i pun codul lecției. O să merg iar la lecție, codul pot să-l transmit prin mail sau pe rețea sau unde doresc eu, deci sunt mai multe opțiuni prin care pot să intru pe lecția respectivă și o să spun codul 4 B J, nu, B7 KJ. Join. Ia uitați. A, trebuie să-i dau un nume. M-A-R. Join. Acum vedeți ce este pe telefonul, să spunem că ăsta este telefonul elevului, da? Vedeți diferența? Cadrul didactic are posibilitatea să transmită, să meargă înainte, înapoi, pe momentele lecției. Elevul nu are această posibilitate. Dacă ar fi lucrat, ai fi trimis link-ul să lucreze în ritm propriu? Cealaltă variantă pe care v-am prezentat-o, elevul nu mai depindea de cadrul didactic și putea să lucreze independent. Bun. Da? Haideți să mă conectez și pe contul, pe celălalt
pe linkul pe care, deci a fost conectare pe bază de cod, conectare pe bază de link. Da? Mă întreabă cu ce vreau să mă conectez. Cu Google. Da? M-a conectat cu... nu trebuia cu ăsta. Go back. Nu cu ăsta trebuia să mă conectez, că deja sunt conectat cu ăsta. Numai puțin. Unde este? Că nu-l găsesc. Ăsta este. Bun. Da, mă conectez ca... Da, ies, continuă. Bun. Mergem pe... Aici e cadrul didactic, da? Uitați ce se întâmplă. Aici e telefonul. Aici este pe... pe pagina de pe calculatora elevului. Aici este încărcat un link de pe web în lecția respectivă. Iar o să merg pe contul profesorului și o să mă dau înapoi. Da? Bun. Deci, iată, două modalități de conectare. Una, pe telefon folosind codul, a doua, de pe calculator, dar poate bine mersi să meargă și de pe telefon tabletă, folosind un link de conectare. Link pe care îl pot pune, repet, pe adresa de mail a copiilor, pot să-l pun pe un grup de WhatsApp, pot să-l pun pe o rețea socială, bineînțeles, un grup cu un circuit închis să aibă acces numai copiii respectivi. Ce voiam să vă arăt în acest moment, ia uitați aici, se pare că s-a mai conectat cineva, da, am trei, Mar, eu când m-am conectat pe telefon, Marian C, m-am conectat de pe linkul, de pe calculator, pe linkul trimis pe mail și s-a conectat un coleg de-al dumneavoastră, da, pe codul de lecție. Da, sincer nu m-am așteptat la chestia asta, dar este ok. Și vedeți, aveți și posibilitatea să-i dați remove la cei care s-au conectat. În felul acesta am verific, știu câți am pe Zoom în lecția online în momentul respectiv și fac cu după aceea comparație cu câți am conectați aici și stau cu gura pe ei ca să se conecteze. Platforma nu necesită foarte, foarte multe resurse din punct de vedere tehnologic. O să mergem mai departe. V-am spus că aici este un link, este un link extern din WordWall, da? Poți să-i dai start, poți să-i dai start și de aici, dar trebuia să identifice în acest careu numele unor planete. Rezultatele de la asta, de la WordWall, se cuantifică, se reportează în rapoartele de la aplicația respectivă de la WordWall. O să mergem mai departe. Să închid asta. Am închis-o. Bun. Și dau mai departe. Bun. Aici este un quiz. Da? Uitați cum arată la cadrul didactic și uitați cum arată la elev. Vedeți diferența? Cadrul didactic știe ce a pus acolo, dar nu mai are chestiona, nu mai are quizul în momentul. Aici este pe telefon, vedeți? Este aproximativ la fel, da? Planete terestre. Să spunem că ăsta a ales A, ăsta a ales A, îi dă next și îi dă și ăsta next. Bun, să vedem ce vede cadrul didactic. Da? Ia uitați, toată lumea a răspuns corect. Dacă vreau să văd cum a răspuns sau dacă a greșit, ce a greșit, am posibilitatea să intru pe răspunsul respectiv și să văd la fiecare elev. Să dăm mai departe. Următorul moment. Stați că am sărit peste una. Cred. Da. Avem aici următoarea. Zice așa. Planete, așa am zis. Transmit mai aici mai departe. Bun. Întrebarea 2. Anotimpurile apar pentru că. Bun.
avem mișcarea, de ce n-ai mai era aici, axa de planetă, așa, o să zicem că o alegem pe asta. Bun. Da? Haideți să răspundă și celălalt, celălalt răspunde greșit. Îi dă și ăsta next, aici pe telefon, vedeți? Da? Bun, haideți să vedem ce se vede la cadrul didactic. Ia uitați. Ăsta a greșit, da? Și eu mă uit. De asta spun că tipul e totul live, e în timp real. Eu mă uit ce a greșit și spun, Ionică, ia întoarce-te că la întrebarea 2, că vezi că mai gândește-te puțin acolo. V-am spus, este bine să folosim în paralel cu, cu Zoom-ul, da? Bun, mergem mai departe. Dăm aici la... Bun, aici lor l-a venit următoarea întrebare. Cea mai caldă planetă a sistemului solar. Să spunem că ăsta zice că e Venus, ăsta spune că e Mercur. Îi dă next și dă și ăsta la altul next. Da? Ia să vedem ce mai vede cadrul didactic. Scuze. Ce mai vede cadrul didactic. Da? Ia uite. Hai că noi am dat next aici. Bun. A greșit. Ăsta a greșit. Ce a greșit? Da? Și tot așa până ajungem la a 10-a întrebare. Bun, a treia planetă de la Soare. Este, să spunem, a treia planetă de la Soare este Terra. Da? Ăsta să spunem că răspunde aiurea și spune că este a patra planetă de la Soare. Da? Ia să vedem. Ne-am dat next. Next. Da? Vedeți? Bun. Mai departe. Mergem la următoarea întrebare. Care e următoarea întrebare? O transmit. Ăsta nu i-a dat next, de-aia nu apărea. Scuzați-mă, dar lucrez cu două dispozitive, trei dispozitive în același timp. Bun. A cincea întrebare. Hai să punem răspunsul așa la întâmplare, să mergem mai departe. O rotație completă în jurul Soarelui durează un an. Ăsta să spunem că durează 48 de ore. Îi dă next, îi dă și ăsta next. Să vedem ce se întâmplă la, până la final. Următoarea. Galaxia Ursa Mare, brațul Orion, Calea Lacteie. Să zicem că e ăsta. Ăsta o pune, o greșește. Da? Cea mai îndepărtată dată este, să spunem, ăsta zice Mercur, ăsta zice Neptun, next, next, 8 din 10, Pământul are atât, ăsta spune că are decât un milion, next, next și aici, 9 din 10, Marea Centură, ăsta zice Terra și Marte, ăsta zice Marte și Jupiter, next, haide mă, next și next și aici. Bun. Scuzați-mă, am uitat să-mi scot notificările. Jupiter este o planetă terestră, zice 1, ăsta, și ăsta la altul zice că este o planetă joviană. Unde? E aici. Jovian. Da? E, ia să vedem ce vede învățătorul în această... Bun. Ce vede cadrul didactic? Summit. Ia să vedem ce vede cadrul didactic. Ia uitați ce vede cadrul didactic. Da? Vede efectiv tot ce e cu verde ce a rezolvat corect, ce e cu roșu este ceea ce a rezolvat greșit și poți, înainte de a trece la momentul următor, poți să stai de vorbă cu ei, să zicem, haide să vedem, să vedem răspunsurile, să vedem ce ați greșit. Și un lucru foarte important, ia uitați, când ai dat share, primește fiecare elev sub formă și sub formă de grafic, da, ce a, cât a răspuns de, de bine. Ia uitați, la unul dintre este trimite particularizat pentru fiecare elev în parte. Ăsta 60%, ăsta 50%. Da? O să-i dau unshare și merg mai departe. O altă variantă și împerechează etichetele. Bun. Haideți să mergem pe
dăm telefonul jos, ridicăm pasta și avem de împerecher. Solstițiu de vară. Cu cine îl împerechem? Cu ziua 15 ore și noaptea 9 ore, dar noaptea începe să crească. Ia uite că a fost bine. Echinopțiul de toamnă. Ziua egală cu noaptea, dar noaptea începe să crească. Ia uite că și asta a fost bine. Solstițiu de iarnă. Lăsăm telefonul mai jos. Solstițiu de iarnă și echinopțiul de primăvară. Bun. Da? Din patru încercări, din patru posibile. Ia uitați la Marian Cârlig. Marian C, cel care a rezolvat adinaur, ți arată că a întărechea 4 din 4, din 4 încercări. Dacă te pășește 4 încercări, înseamnă că deja a început să o ia pe ghicite. Dacă e la 5, 6, 7, 8, deja e totul pe ghicite. Haideți să mergem și pe telefon, unde lucrurile stau exact la fel. Da? Echinocțiu de primăvară cu unde naiba e? Ziua egală cu noaptea, dar noaptea începe să... Nu, ziua, unde e mă? Ziua egală cu noaptea, dar noaptea începe să crească. Aici. Așa. Echinocțiul de toamnă, asta cu, unde e? Asta. Solstițiul de iarnă, asta cu, asta. Ce-am făcut mă? Solstițiul de iarnă, asta cu, asta și asta cu asta. Gata? Deci asta a fost pe telefon, ați văzut? Bun, ia uitați. Ei, de ce spune că 4 din 4, dar din 5 încercări. Da? Bun. Mergem mai departe. Următorul moment. Aici e cu întrebare deschisă. Un text de maxim 5 propoziții în care îți menționa anotimp. Care se numește, când începe, după calendar, când este solstițiu, echinocțiu, se întâmplă, etc. Da? Eu o să vă dați seama, nu o să mă apuc acum să scriu un text. O să tastez câteva litere aici. Da? Și aici. Da? După care are submit. Ar trebui să-mi apară imediat aici. Ia uitați. Da? Și de pe telefon. Mai puțin. Așa, să dau submit și de aici. Uitați că am și posibilitatea de a edita răspunsul. O să-i spun Georgică, vezi că mai niște greșeli de scriere pe acolo, vezi că ai cam greșit cu echinocțiu, solstițiu, mă rog, sau ce se întâmplă acolo, da? În funcție de ce a pus fiecare. Ia uitați răspunsurile și de la unul și de la celălalt. Aici am posibilitatea de share, dacă îmi dau share, se vede decât răspunsul respectivul, aici nu se mai trimite. Poate am găsit un text foarte interesant și vedeți foarte important și aici participation. Cât la sute dintre elevi a participat la activitatea respectivă. Să zicem că am întâlnit un text foarte interesant făcut de copii și vreau să-l prezint tuturor elevilor. Îi dau un share, mergem mai departe. Aici iar o chestie mișto. Cu spații lacunar. Mergem aici, îl facem aici prima dată și o să facem și greșit. Se află, să spunem, soarele. Fiecare planetă își trebuie pe o orbită. Cea mai aproape planetă de soare este Mercur. Cea mai îndepărtată este Neptun. O rotație completă durează în jurul propriei axe o zi, dar depinde durata zilei de planetă la alta, o rotație cometă durează un an, dar nu l-am pus unde trebuie, așa, mai puțin decât pe Jupiter. Și da. Pe minunea de telefon, deci nice work, 8 din 8 corecte. Deci au și primit feedback imediat. Pe telefon să încercăm să-l facem și aici. O să punem, stați puțin. Domnul Cârlig, vă întrerup puțin. Da? Vă întrerup puțin dacă e ok pentru dumneavoastră, pentru că avem câteva întrebări în secțiunea de Q&A și aș vrea să îi liniștesc pe participanții noștri care ne-au întrebat
cum se realizează aceste chestionare și elemente din lecții, pentru că știu că o să ne arătați și de aceea, dacă putem să renunțăm la varianta de mobil, ar fi super, căci eu cred că am înțeles participanții și sunt convinsă că o să ne întrebe cum ați realizat oglindirea. Așa, pot să vă pun câteva întrebări acum, dintre cele adresate? Da. Prima întrebare este referitoare la, pentru că ne-ați arătat cum trimiteți lecția elevilor. Prima întrebare este dacă elevii trebuie să aibă conturi de Nearpod. Nu. Nu. Trebuie să aibă un cont de Google și atât. Am înțeles. Deci un cont de Google, un cont de e-mail de Google este suficient și se pot conecta. Elevii nu au nevoie de cont. Chiar dacă își descarcă aplicația, nu au nevoie de cont. De cont au nevoie profesorii, pentru că ei sunt cei care creează. Super. Și două întrebări pe același subiect. Dacă atunci când folosiți lecția live, se poate folosi în același timp și cu Meet sau Zoom? Da. Știu că îmi povesteați dumneavoastră. Da. Da, am dacă puteți detalia. Am și spus în timpul activității că eu țin Zoom-ul deschis. De foarte multe ori ei văd chiar ceea ce văd și eu pe partea mea de cadru didactic, pentru că ați văzut perspectiva din acest punct de vedere la cadru didactic este diferită față de cea a elevului. Și țin deschis decât că își închid camerele, evident, ne închidem camerele, și dar ne putem auzi, putem vorbi unii cu ceilalți și în timp ce lucrează, eu văd ce lucrează și le transmit, îmi răspund, îi întreb, îmi răspund, deci da, poate fi folosit în paralel. Super. Platforma nu necesită acces obligatoriu la camera video a calculatorului ca să se suprapună la un moment dat două aplicații care încearcă să folosească aceeași cameră. Deci nu necesită aspect, asta noi o folosim în paralel. Super, să mulțumesc că am acoperit întrebările de până acum și așteptăm partea de creare de lecție. Cred că am să trec așa printre ele, nu mai rezolv. Eu am vrut să vă arăt cum se vede din perspectiva. Aici este iar o chestie foarte mișto. Poți să pui o imagine, da, pe care copilul să-i cer să facă anumite lucruri, să deseneze pe ea, să încercuiască, să sublinieze, să facă ceva pe... Uitați, da? Fă un X pe planetele terestre ale sistemului solar. Are posibilitatea să-ți folosească instrumentele de aici? Și da, summit. Poți să editezi răspunsul? Spune că eu sunt aici în progres. Gata, a fost trimisă și văd și răspunsul. Și pot să văd și răspunsurile la ceilalți dacă mai am. Bun. Pot să fac și share la chestia asta dacă doresc. Da? Bun. O altă opțiune. O tablă. Adică dacă să gestionezi tu să, ceea ce postează sau să-i lași și liber, eu îi dau nou. Scrie elemente de care fac posibilă viața pe Terra. Poți să încarci și o imagine la postarea respectivă și tot așa. Bun, cam asta ar fi lecția. Haideți să vedem cum se creează conținut atunci. Mi-ar pot. Acum ce se întâmplă, eu am ținut să vă prezint și chestia aceasta, avem și rubrica și rapoartele aici, o să vă arăt și rapoartele. Eu am ținut să vă prezint și asta pentru că degeaba creăm conținut dacă nu știm cum să-l transmitem și nu vedem și din perspectiva noastră, dar și din perspectiva cadrului didactic. Nu mi-am propus să creez o lecție anume, să știți, ci mi-am propus ca să inserez în lecția respectivă cu un titlu aleatoriu toate tipurile de instrumente pe care platforma le pune la dispoziție. Și dăm, am posibilitatea să dau fie de aici, fie de aici, create. Eu aleg varianta lesson. Îi dau un titlu. Probă. Îi fac setări. Îi fac o descriere, grades. Pentru ce clase pot să zicem că suntem pentru clasa a 4-a și a 3-a și a 5-a.
mi-aleg un subiect dacă doresc, să zicem știință, stamiță, poate fi identificată mai ușor în platformă. Bun, și da, adaug un slide. Am aici două tipuri de instrumente pe care le pot folosi. Instrumente de conținut, instrumente pentru predare și instrumente de evaluare. Haideți să începem cu un, să zicem că introducem un slide prin care îi dăm nume lecției respective. Lecție, probă. Da? Pot să încarc aici o imagine. Da? Imagine pe care pot să o micșorez sau să o măresc. Dacă nu-mi convine, am coșul de gunoi aici și o pot șterge. Pot să las ca template chestia asta sau pot să mi-aleg altceva. Depinde ce gusturi am. După care, bine, pot să introduc și un alt background aici. Pot să-i schimb layout-ul, adică cum arată coloanele astea în pagină. Pot să aduc un fișier audio. Sau pot să previzualizez. Cum se vede? Așa, îmi convine. Și îi dau save în exit. Și am pagina cu titlul lecției. S-a salvat. Merg mai departe. Exact același lucru. Dacă nu-mi place slide-ul, am posibilitatea să-l selectez și să-l șterg. Da? Hai să adaug un conținut web, să spunem. Îmi trebuie un link aici. Nu știu ce e pe aici. Ia să testez link-ul. Să văd ce e. Timpurile verde. Hai că ar merge. Da? Bun. Deci am inserat și pe o pagină am inserat un link către o resursă externă din afara platformei. Da? Deci am avut așa. Slide, conținut web. Pot să inserez un video. Da? Pot să inserez video din biblioteca proprie. Sau, e foarte interesant, l-am văzut de vreo 2-3 ore, stai și n-are decât 4 minute 6 secunde, foarte interesantă. Cu axa timpului, cu decenii, secole, milenii și tot așa. Avem, deci din biblioteca video a aplicației, pot să inserez ceva de pe YouTube, să zicem, și natură. Ia să vedem ce găsim. Da? Să spunem că vrem pasta să pun. Am dat un exemplu. Save. Dacă nu convine, îi dau cancel. Yes. Da? Și dau iar, adaug un slide, îi dau iar video, pot să inserez și un video din calculatorul meu. Da? Mai video, vedeți? Sau upload. Să fac upload din calculatorul meu. Și o să dau de pe YouTube și o să zic că vedem ce găsim. Sistemul solar pe înțelesul copiilor. Să spunem că adăugăm pe ăsta. O să vedeți imediat de ce nu l-am lăsat pe ăla. Pentru că pe acești video eu pot, în funcție de ceea ce doresc eu să scot în evidență sau să înțeleagă copiii din el, pot să adaug activități. Sistemul solar este format din soare împreună cu sistemul său planetar și alte obiecte non-stelare. Aici, în momentul ăsta, ca să verific că au înțeles și au vizionat până acolo, pot să adaug o întrebare deschisă sau o întrebare cu mai multe variante. Care se adaugă, da? Pe filmul respectiv, din ce este format sistemul
solar. Și aici îi dăm variant. Da? Dacă mai vreau încă o variantă, îi mai dau încă o variantă. Și dau save. Ce spune? A, că n-am completat. Unde n-am completat? A, n-am ales răspunsul corect, scuze. Da. Save. Dar nu alesesem varianta corectă de răspuns, că trebuia să alegi varianta corectă de răspuns. Deci filmulețul, în momentul în care va ajunge aici, da, se va opri și pe telefoanele sau tabletele sau calculatoarele lor o să apară o întrebare. Întrebarea pe care eu am creat. Sistemul solar are în centru Soarele, este o stea de dimensiune medie și este responsabil de clima, evoluția vieții și majoritatea fenomenelor de pe Pământ. O să mai pun o întrebare aici. O îi pun tot din asta. Pentru ce este responsabil Soarele? Da? Și mă rog, aici ai scriu variante de răspuns. Aleg varianta corectă, că oricum nu ne dă voie. Da? Și dau save. Dar ce mai? Fără soare, viața pe Pământ nu ar fi posibil. Sistemul nostru solar. Zeița dragostei și a frumuseții, Venus. Pot să aleg aici una cu răspuns deschis. Nu știu. Da? Îi pui o sarcină de lucru cu răspuns deschis. Îi dai save. Când ai terminat de adăugat astfel de activități pe materialul video, îi dai save. Și el se salvează ca o pagină în lecția noastră. Să adăugăm și altceva. Nearpod 3D, foarte mișto și asta. Pot să adaug, ia uitați, corpul uman în 3D. O previzualizare. Asta fac eu, dar același lucru pot face și copiii pe tabletă sau telefon în momentul în care le transmit. Nu vreau să editez nimic. Îi dau don. Altceva. Ce mai pot adăuga? Și asta e foarte interesantă. Simulări. Acesta e un site pe care îl folosesc de vreo 15 ani pentru anumite teme la clasă, simulări de experiment. Și alegem pe asta cu fracțiile, cred că era. Da. Da. Și efectiv au de rezolvat sarcina de lucru respectivă sau pot să-i dau edit. Să-mi aleg altceva de aici. Da, lăsați așa, lăsăm pe asta, dar se putea alege și altceva, depinde de ce ne dorim noi. Adaugă slide. Aici e cu VR. E foarte interesantă, decât că le-ar trebui și niște ochelari VR pentru treaba aceasta, dar eu am să pun un material aici, ca să vedeți cum stau lucrurile. Golden Gate. Ei pot vedea și așa. Pot să aibă și așa o perspectivă, chiar fără ochelari virtual, dar normal, cu ochelari virtuali lucrurile sau cu totul altfel. Ce mai avem? Videouri de la BBC. Democrația în Atena, decât că asta sunt în limba engleză, multe dintre ele. Dar puteți să interveniți dumneavoastră, să faceți traducerea dacă este cazul. Pot să-l adaug și pe ăsta. Aici nu am posibilitatea să intervin pe material. Da? Ce mai pot să adaug? Microsoft Stride. Pot să folosesc de aici sau pot să-mi creez eu unul nou. Butterfly. Ce mai?
slideshow. E, aici pot să-mi încarc din calculator. Haide, ăsta e un slide, o prezentare din un PPT din două slide-uri, ca să vedeți cum stau lucrurile. Se procesează. Adela, eu m-am mișcat cât se poate de repede. Sper să mă încadrez și în timp. Mă atenționez dacă... Da? Suntem în timp, lucrurile sunt interesante. Dacă este să depășim 10-15 minute, sunt convinsă că nu o să se supere nimeni. Așadar, o să-ți spun. Bine, bine. Mai avem 10 minute până la 7. Da, acum m-am mutat pe ceas. Putem să inserăm și un fișier audio. Din păcate, n-am niciun fișier audio pe aici prin calculator, dar să zicem că vreau să înregistrez, nu știu, mă înregistrez eu citind un text, model, sau mă înregistrez eu, nu, depinde de ceea ce aveți de acolo. Ideea este că puteți să încărcați un astfel de fișier din calculator folosind opțiunea aceasta sau din Google Drive dacă l-ai încărcat în Google Drive. Și mai avem PDF Viewer. E aici, cum spune și numele, să văd dacă am vreun PDF pe aici. Haide să încarc asta. Abar n-am despre... știu despre ce e. Am altceva? Nu. Haide să încarc asta. Adică, chiar dacă el are mai multe pagini, în momentul în care va rula, copilul poate să și de... O să vedeți imediat. Bun, deci asta ar fi partea de creare de conținut. Da? Am folosit tot ce am aici. La activități o să adaug, asta e foarte interesant, e sub formă de joc. Eu am descoperit-o în momentul în care am intrat într-un curs la ei, m-am înscris la un curs și au început ca să spargă gheața tocmai cu acest joc. Și zice întrebarea 1, să spunem în ce lună suntem. Lună suntem. Bun. Ian. Feb. Mar. Să zicem că suntem în ianuarie și punem și răspunsul corect. Adaug o altă întrebare. Care? Cine, pardon? Cine a scris amintiri din copilărie? Pot să adaug și imagine aici. Vedeți că aveți și această opțiune. Text sau imagine. Ion Creangă sau Vasile Alexandri. Sau pot să mai pun și alte răspunsuri dacă doresc. Alta. Lungimea înmulțit cu lățimea ne dă aria, perimetrul, etc. Da. Și pot să adaug așa câte de asta doresc eu. O să vedeți imediat cum se... n-am ales aici. Nu cream, scuze. Vedeți că aplicația nici nu te lasă dacă nu ți-ai făcut toate să salvezi. Asta o să vedeți, este sub formă de joc. Adaugă slide. Activități. Deci, vedeți, aveți conținut și le-am parcurs pe toate și activități. Eu încerc să le prezint pe toate. Într-o activitate nu poți să le folosești pe toate, pentru că o să se întindă pe durata la 3 ore. Da, dar încerc să le prezint pe toate. Întrebări cu răspuns deschis. Scrie, mă rog, aici are de formatarea textului, cred că n-are sens să intrăm în amănunte. Scrie un text despre daci. Da?
Pot să adaug și conținut media aici, dacă doresc, imagini, video pe chestia asta sau conținutul web. Dar nu ne complicăm acum. Da? Dacă vreau, pot să adaug și timer, adică să, să le stabilesc un timp pe care să-l aibă la dispoziție ca să lucreze, dar noi le lăsăm decât atât. Adică sunt anumite chestii pe care dacă încercați să lucrați, o să le descoperiți și dumneavoastră după aceea. Adaugă slide. Activități. De împerechere. Astea sunt cele de împerechere. Da? Și zicem, împerechează după anotimp. Și spune. Aici. Zicem, text sau imagine. Poți să pun o imagine și să pun în partea cealaltă text. Sau poți să pun imagine, imagine. Sau text, text. Text. Iarna. Iarna. Și aici o să scriu în limba iarna. Decembrie, ianuarie, februarie. Numai iarna n-a fost asta. Adaugă o altă pereche. Vara. Iunie, iulie, august. Scuzați-mă eventual de așa, da? Alta, toamna, că o am în la septembrie, octombrie, noiembrie, nov, să zicem, da? Și să spunem că gata, nu mai punem și pe a patra, fi dau că n-am finalizat. A, dacă am greșit vreuna, șterg și nu e nicio problemă, adaug din nou. Două. Gata. După care îi dau save. Nici nu mă lasă să ies altfel. Sau cancel. Dacă îi dau cancel, am pierdut tot. Adaugă slide. Activități. Quiz. V-am arătat mai devreme, le-ați văzut. Haideți să pun și asta. Quiz. Iunie este o lună de vară. Cine a mai folosit platforme de genul acesta știe că nu e mare filozofie aici, la cu ăsta cu quiz. Vară, toamnă și nu știu ce. Adaugă alta. Întrebarea 2. Pe Marte există viață. A, F, sau F, pardon. Și tot așa pot să adaug câte întrebări doresc eu și am posibilitatea să-mi adaug și conținut media la... Dar trebuie să fii foarte atent când adaug astfel de conținuturi în plus, să mă gândesc și la dispozitivele pe care lucrează elevii, cu cât este mai încărcată pagina respectivă pe care o transmit, cu cât atât transmiterea ei pe net va fi mai mare și cu atât încărcarea pe telefon, tabletă, calculator va fi mai greoaie dacă dispozitivele sunt mai vechi. Și dau save. E una pe care n-am bifat-o. Save. Bun. Ce mai am? Adaugă slide. Conținut. Flipgrid. Dacă ați folosit Flipgrid-ul, e tot din intensiv digital în educație, l-am aflat. Eu îl folosesc la greu cu clasa mea. Pui o sarcină de lucru și le dai posibilitatea copiilor să se înregistreze în secvențe de 5-10 minute și după aceea le poți vedea tu, îi poți da feedback tot la fel înregistrat sau înscris sau pot prezenta întregii clase. O să sar peste ea, merg la Drawit, cea cu desenatul. Aici trebuie să încarc o imagine pe care ei să lucreze. Să zicem materiale istorie. Dacia romană, etnogeneza românească, formațiuni politice. Hai să zicem pe asta. Deci i-am încărcat spațiul de lucru. Da? Instrucții. Trebuie să-i spui ce să facă. Te rog să încercuiești
voi formațiunile statale din Transilvania. Și atât. Și dau save. Deja eu n-am nicio lecție cu atâtea activități, dar am zis să le parcurg pe toate. Tablă colaborativă. E un Padlet. Da? E ca un panou de plută pe care îl aveți în clasă și pe care copiii au posibilitatea să-și pună diferite post-it-uri cu chestii foarte scurt. Topicul. Aici ai posibilitatea să schimbi cum să arate tabla. Da? Să spunem că o alegem așa. Scrie ce dorești. Scrie ce dorești tu. Și dau save. Poți să ceri câteva cuvinte despre cum s-au simțit în activitatea respectivă, dacă a fost prea lungă, dacă a fost prea stresantă, dacă a fost interesantă, dacă. Activități, pol, să le dai un chestionar și aici e cu spații, pe ăsta am să vi-l arăt, cu spații lacunare, da? Prima dată să scrie tot textul. Numele meu este Marian. Eu sunt învățător la școala gimnazială Dimitrie Ion Ghica. Ion Ghica. Da. Ghica. Da? Am vârsta de 56 de ani și mă simt excelent cu bobocei mei. Bun. Din acest text acum, eu trebuie să stabilesc ce scot. Să zicem că scot numele ăsta, Marian. Scot pe ăsta. Scot pe ăsta. Scot pe ăsta și scot pe ăsta. Sau scot și mai multe. Dacă mă răzgândesc, le șterg și el revine la normal în text și scot altceva. Și da, domn, gata, s-a făcut. L-am pus și pe asta. Și mai avem, dar la asta am să mă opresc, test de memorie, dar nu cred că e cazul să prezint și pe asta. Deci au rămas chestionarul care e simplu și testul de memorie care se tratează mai mult la clasa pregătitoare, clasa 1 sau pe la grădiniță. Bun. După ce am terminat tot ce am avut de făcut, îi dau preview. Durează puțin pentru că este destul de încărcat. E o resursă externă, aici am spus. Nu mai intru pe ea, că ați văzut când v-am prezentat prima activitate. Aici este filmul. Astăzi vom vorbi despre sistemul solar. Sistemul solar este format din Soare împreună cu sistemul său planetar și alte obiecte non-stelare. Vedeți? Bine, sunt în modul de vizualizare cadru didactic. La elev o să arate altfel. Aici este cu ce v-am arătat cu corpul uman. Bun. O să închid previzualizarea, aici cu simularea, da? O să închid previzualizarea și o să dau direct save și am salvat și am ieșit. Bun. Și acum, lecție probă, asta e. O să dau live participation. Link, copy. Aleg varianta cea mai simplă în acest moment. Mă duc pe mail.
scrie Marian Radovanu, nu mai scriu subiect, scriu direct aici link-ul, îi dau trimite. Să ajungă și aici și după asta, gata, am terminat. Adică să vedeți tot ce am făcut iar din perspectiva elevului. Eu consider că nu e greu de folosit. Domnul Grigor, să vă întrerup doar ca să vă spun că este și 5, dar nu aș vrea să ne grăbim. Să arătați până la capăt și perspectiva elevului pentru lecția creată și le mulțumim celor care au rămas cu noi până acum, le mulțumim și celor care vor rămâne în continuare, dar aș vrea să avem și înregistrarea completă, așadar în ritmul dumneavoastră să faceți ce v-ați propus și o să revin. Termin. E foarte ok, chiar am vrut să vă spun așa ca să nu fie cu grabă. A fost foarte, foarte mult și am încercat să fiu cât mai succint, da? Să vedem cum arată tot ceea ce am făcut acum din perspectiva elevului. Aici e cadrul didactic, aici e elevul. Nu mai insist pe asta, că ați mai văzut-o odată. Mergem mai departe. Aici este elevul. Stați puțin. Când transmit un video, am aceste două posibilități. Să meargă numai la teacher, numai la profesor, sau să meargă și la elev. Da? Și eu am să aleg această variantă. Astăzi vom vorbi despre sistemul solar. Sistemul solar este format din Soare împreună cu sistemul său planetar și alte obiecte non-stelare. Ia uitați cum apare la elev, ceea ce am lucrat pe materialul video. Da? Submit. Sistemul solar are în centru Soarele, în jurul căruia se învârt cele 8 planete. Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Soarele pare să fie alb pentru ochii noștri, însă, de fapt, este un amestec al tuturor culorilor. Soarele este de 109 ori mai lat decât Pământul. El este o stea de dimensiune medie și este responsabil de clima, evoluția vieții și majoritatea fenomenelor de pe Pământ. Vedeți? Tot la fel ce am spus mai devreme. Intervenim pe materialul. Fără soare, viața pe Pământ... Cel următor e cu 3D-ul. Ia uitați ce poate să facă elevul. Și pot să discuți cu el pe bază la chestia asta. Atenție! Deci, mulți ori să spuneți, păi terminăm online-ul și... Da, dar aceasta este o platformă pe care o poți folosi foarte, foarte mișto la clasă când lucrezi față în față cu copiii. Și credeți-mă că știu foarte bine, copiii sunt fascinați de lucrul acesta pentru că eu lucrez cu ei de la sfârșitul clasei întâi. Copiii mei la sfârșitul clasei întâi aveau adrese de mail și lucrau pe Google Classroom. Bun. Momentul următor, aici este experimentul acela, da? Și efectiv ei au de lucrat aici. Să zicem că vrei level 1, da? Trebuie să pui pe balanță astfel încât să iasă egalită sau ceva de gen. Da? Sau ce mai vreau să facem aici? 1 pe 3. Verific. Da, și că e bine. Da? Ok. Mai departe. 2 pe 3. Deci această aplicație
PH-ul ăsta, cum se numește, e un site al Universității din Statele Unite, din Colorado, parcă să zic, 2 pe 3 cu... Nu e 2 pe 3, ia să facem și nu greșit. E greșit, da? Bun, mergem mai departe. Aici e cu VR. Vedeți? Deci poate fi folosit și așa, fără ochelarii VR. Dar să vedem cum e la... Uite, aici e la elev. Mai departe, transmitem. Tot conținut video, numai de dispozitivul tău sau al tuturor? Al tuturor. Da? Și intru pe elev. Și elevul poate... One of the great political experiments of all time began in Athens in 510 BC. The people rose up and overthrew a tyrannical rule. Microsoft, right? No? Depinde, eu am pus o poză aici, poți să pui orice altceva, să poți să lucrezi. Bun, mergem mai departe. Stai, eram aici eu și aici pe elev. Aici eram la elev, da? Mergem mai departe pe profesor. Aici am încărcat un PPT care avea două slide. Elevul îl vede așa. Slide 1, slide 2. Pot să-mi pun schema lecției aici. De ce nu? Da? Sau niște informații, sau niște... Eu am folosit la istorie, spre exemplu, când am discutat de formarea statelor medievale, la formarea statelor medievale românești, am pus niște citate, am pus niște imagini cu Mircea cel Bătrân, niște statui, niște... Da? Deci puteam să pun... Deci poți să pui o grămadă de materiale și aici. Bun. Aici este pagina următoare, unde am încărcat un PDF. E o publicație foarte interesantă, să știți. Despre digital learning. Mai departe, acum ar trebui să vină... Da, time to climb. Timpul de a ne încățăra, nu? Aici suntem la cadrul didactic. Alegem decorul. Continuă. Și așteaptă jucători. Elevul și alege un avatar. Și în momentul în care i-a dat start, uite, e unul conectat, că m-am conectat eu, îi dau și eu start, dacă știu că s-au conectat toți. Să vedem ce face. Text despre daci. Aici e elevul și de summit. Poate să editeze răspunsul? Da? Încă n-a ajuns. Gata, ajunsese răspunsul la cadrul didactic. Cadrul didactic poate să-i dea share, cum v-am arătat mai și la început. Poate să-i dea și elevul vede ce s-a scris. Adică el poate să vadă și ce au scris alții aici. Dacă profesorul îi dă o share. Aici dăm perechiere. Da? Vara cu asta, toamna cu asta, iarna cu asta.
găuit. Marian Cârlic, am perecheat, încă nu au ajuns toate informațiile. Hai mă, 3 din 3 din 3 încercări, vedeți? Și ați văzut cum am făcut. Aici e chestionarul. Next. Da? Aici e la cadrul didactic. Încă nu a ajuns răspunsul. Uitați, 1 din 2, un răspuns corect. Adevărat sau fals? Am zis eu aici, fals. Submit la final. Și e 2. Uitați, l-am greșit pe ăsta, da? Și dacă vrei să-i dai feedback-ul, îi dai și feedback-ul copilului. Și aici jos îi arată și ce a greșit. Mai departe, aici e cu harta. Intră pe Marian Cârlig, are harta aici, are instrumentele aici, descris, da? Și gumă. Și zicem că încercuiește, nu mi-am pus tableta grafică, dacă o să lucrez cu mouse-ul, da? Mă rog, fac niște chestii pe aici, așa, bun, și submit. Sau dacă vreau să șterg, el are posibilitatea să șterg, da? Submit. Poate să și editeze răspunsul. Dacă, uitați, aici, și aici e la cadrul didactic. Ia uitați. I-a venit răspunsul cadrului didactic, a văzut ce a lucrat, poate să ți-ai dea share, să vadă toată lumea. Da? Am share, close. Aici, dacă aveam 20 de copii conectați la lecție, erau 20 de astfel de cărți. Sau, mă rog, desene pe care i-au lucrat. Aici tableta, te întreabă dacă tu vrei să mediezi ceea ce se pune acolo, îi dai no, pentru că e live și vezi în timp real. M-O-T-I-O-N-A-T. Pot să încarc și o poză de aici dacă vă doresc. Zicem online. Găsesc? Postez. Nu mi-a găsit poza. Emoționat. Postez. Iată, nu mi-a găsit poza respectivă, dar se poate pune și poza. Scuzați-mă, eram pe aia de teacher, stai numai puțin. Nearpod. Nu știu ce s-a întâmplat. Facem așa. Îmi dau în urmă. Dau pagina următoare. Waiting for the teacher input. N-am dat eu de aici, scuze. No. Gata. Nu dădusem eu, uitasem. Curios. Da? Hai să încerc totul să mai pun iar o poză. Save. Postează. Vedeți? Îi pune și poză. Mai departe. Ce mai avem pe aici? E textul acela. Da? Numele meu este Marian. Eu sunt învățător, la 56 de ani, excelent, sau zic așa, așa și așa. Și dau done. 3 din 5. Am primit răspuns instantaneu și vede imediat, o să vadă și cadrul didactic, 3 din 5. Și dacă vrei să vezi răspunsurile, îți arată și răspunsurile. Dacă aveai 20 de copii, îți arăta cele 20 de texte cum le-au completat ei. Și cam asta este tot. Înainte de a închide,
Să știți că ideea mi-a venit discutând cu o prietenă din îndreptat digital, o colegă, cu Dana Tufeanu, și mi-a zis la un moment dat, de aceea zice, nu faci o sesiune video, și când am văzut care este gradul de interes, am zis, opa, nu e de mine, deja nu pot să suport tehnic o asemenea chestie, și atunci am luat legătura cu fetele și băieții de la Texup. Și pentru partea cu diploma pe care v-am arătat-o la început, multe mulțumiri Gabrielei Crișan, care tot la fel mi-a dat un semn în acest sens. De acum eu am cam terminat, sper că am fost cât se poate de concis să prezint atât de mult într-o oră și 20 de minute, dar am încercat. A fost minunat. Eu am tras cu ochiul și în secțiunea de Q&A. Mulțumim foarte, foarte mult pentru prezentare. Mai sunt întrebări în secțiunea Q&A la care putem să răspundem acum, iar la unele dintre ele, intrând în detalii tehnice, sunt convinsă că vom găsi o modalitate de a răspunde poate chiar dumneavoastră pe grupul Îndreptat Digital. Cei care ne-ați întrebat despre cursurile, mini-cursurile de la Nearpod și pentru linkul respectiv, vreau să vă spun că după acest webinar veți primi un e-mail unde veți avea atât linkul către resursa Nearpod, unde pot fi urmate acele microcursuri, cât și câteva exemple de lecții oferite de domnul Cârlig. Nu-i așa, domnul Cârlig? Colegii se pot alătura lecțiilor pe care dumneavoastră deja le-ați creat. Nu greșesc că inclusiv aceste lecții pe care un profesor le creează pot fi partajate cu alți colegi. Da, pot fi partajate și eu am să îți trimit toate linkurile de partajare pentru profesori și puteți să le puneți într-un grup unde doriți voi. Citeam aici la o întrebare dacă poți. Da, din moment ce ți-ai creat o lecție, poți după aceea să intri să o editezi în orice moment dorești tu. Am văzut tot o întrebare așa aici. Da, am primit o întrebare în care cineva ne întreabă dacă odată ce creezi o lecție poți să o folosești și să o editezi și într-un alt moment, din săptămână. Dacă opriți dumneavoastră puțin share screen-ul. Da, imediat. Vă mulțumim super mult și dumneavoastră, domnul Cârlig, și tuturor celor care au rămas alături de noi pentru această prezentare. Mai spun și aici că veți avea acces la înregistrarea webinarului pe grupul de Facebook. Dar și eu zic că a fost o treabă foarte bine făcută pentru o platformă atât de generoasă, cu multe resurse care să vă ajute să duceți activități interactive către elevii dumneavoastră. Știm foarte bine cât de utile sunt ele pentru învățare, nu doar pentru captarea atenției, cât și pentru aprofundarea și consolidarea cunoștințelor. Eu mai aveam doar ceva de spus așa pe final. O să dau share screen ecranul meu. Ana, dacă îmi poți spune, te rog, ce se vede acum pe ecran? Îndreptat digital, bine ați venit! Super! Este slide-ul de îndreptat digital. Dacă mai printre dumneavoastră sunt participanți care nu și-au creat încă un cont pe îndreptat digital, vă încurajăm să faceți acest lucru pentru a avea acces la toate resursele noastre, viitoare cursuri, dar și activități punctuale în care prezentăm instrumente digitale. De asemenea, nu uitați că ne găsiți pe e-mail, ne găsiți pe grupul de Facebook, ne găsiți și pe pagina asociației.
E o comunitate tare, tare frumoasă, unde schimbul de practici este încurajat și am văzut chiar în perioada de curs ce a însemnat această interacțiune între dumneavoastră, așa că vă încurajăm să faceți acest lucru în continuare. Desigur, noi mai avem pregătită o activitate, însă o să vă trimitem pe e-mail. Așadar, din partea noastră o să primiți un e-mail după acest webinar, unde veți primi, așa cum spuneam, resurse de lecții și resurse în EarPod. Și, totodată, o să primiți un link către un Padlet. Sunt convinsă că l-ați folosit și dacă nu ne puteți întreba cum, pentru că ne dorim tare, tare mult să strângem la un loc idei de activități în EarPod, cum ați dus aceste activități la clasă și să fie încă un instrument, încă un spațiu unde să puteți să contribuiți în comunitate. Așadar, acel Padlet vă va invita să notați sau să dați link-uri de lecții pe care le creați în EarPod. Nu este temă pentru acasă, așadar este o invitație, nu este obligatoriu. Dacă doriți să contribuiți, după ce testați platforma și vedeți cum este ea adusă la clasă. Și un singur lucru mai am să vă spun, după ce veți închide această sesiune, veți primi și un survey, un chestionar, unde tare mult ne-ar bucura să ne spuneți cum a fost pentru dumneavoastră această experiență de învățare și ce alte conținuturi și informații sau tematici doriți să abordăm și pe viitor. Așadar, o oră jumătate intensă. Mulțumim încă o dată, domnul Cărlic, pentru ce ne-ați împărtășit. Sunt convinsă. Cred că sunteți pe mult. Marian, sunt, nu domnul Cârlig. Pentru acest webinar am zis că folosim varianta de protocol. Da, mulțumesc frumos, mulțumesc și Anei și mulțumim tuturor celor care au fost astăzi prezenți. Să aveți o seară minunată, un sfârșit de săptămână bun și vacanță cu încărcare de energie. Mulțumim tare mult, o seară bună. Și eu mulțumesc, o seară bună. Gata?